Salutare cutienșilor și bine v-am regăsit la un nou episod de Roblox Brookhaven. Să nu uitați să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările, pentru că astăzi ne vom uita la TikTok-uri nebune. Așadar, să rămâneți până la finalul episodului ca să vedeți ce se va întâmpla. Am pregătit niște TikTok-uri super, super interesante care au legătură cu magazinul din Brookhaven. Haideți să vedem dacă sunt adevărate sau dacă sunt fake. Haideți să vedem despre ce este vorba. Scrie aici hack nou pe Brookhaven și hai să-i dăm cu play. Băi, ce tare mi se pare, are un cățel în spate, cât de amuzant e. Și acum văd că se duce către magazin. Ce trebuie să faci la magazin, frate? Un nou secret aici la magazin? Văd că și-a luat un măr. Să nu-mi zici că s-a dus până la magazin ca să-și ia un măr. Serios? Hai să mă duc și eu la magazin să-mi iau și eu mărul cel roșu. Aș putea, frate, să îmi iau skate-ul, de exemplu, să mă mișc mai repede și aș putea chiar să-mi pun și viteza 45. Vrum, vrum, hai cu skate-ul. Ok, am ajuns la magazin. O să-mi iau mărul roșu exact cum a făcut băiatul din TikTok. Și hai să vedem ce se întâmplă mai departe. Deci după ce am luat mărul roșu, trebuie să fac ce? Ce anume? Are și skin-ul asemănător cu al meu, acum am dau seama. Ok, ok, adică are aceeași freză, gen. A mâncat mărul, după care pleacă. Unde se duce? Frate, unde se duce? E super ciudat. A, trebuie să te duci la salon, băi. Mamă, să nu-mi zici că trebuie să mă duc să-mi schimb freza, frate. Ok, ok. Hai să fac și eu asta. Deci plec de aici și mă duc către salon. O să intru la salon și după aceea o să-i dau play la TikTok să vedem ce se întâmplă mai departe. Deci, a, trebuie să-mi fac părul negru și după aceea trebuie să stau pe care scaun? La scaunul ăsta se referă, deci trebuie să mă duc pe scaunul din stânga, îmi fac părul negru și după aceea, a, nu, după aceea trebuie să mă pun pe scaunul unde se fac unghiile, băi, stai așa, mă, da, mă, acum mi-am dat seama. Deci întâi trebuie să mă duc aici, dai pe negru, îți faci părul negru. Oh, nu, stai că m-am pus pe scaunul greșit. Trebuia să mă pun pe scaunul celălalt. Stai așa, deci mă pun pe scaunul ăsta, punem negru, fac părul negru, după care mă pun pe scaunul de unghi, gen. Ok, gata. Și acum trebuie să-mi fac unghiile? Cred că da, nu? A dat să-și facă unghiile? Ia stai puțin. Bă, dacă nu mai apare, nu mai apare eu acolo, cum apare la mine, do nails. Ok. Bă, deci îmi fac unghiile? Serios? Ia să scot mărul. Nu-mi vine să cred că mă pune să-mi fac unghiile. Și după ce mi-am făcut unghiile, ce trebuie să fac mai departe? A, s-a pus și pe scaunul celălalt și a stat puțin. Ok, deci trebuie să mă pun și pe scaunul ăsta, să stau puțin, după care trebuie să mă ridic. Și acum hai să văd unde trebuie să merg mai departe. Trebuie să mă duc la secția de poliție. Serios? Deci mă pune să mă duc la secția de poliție? Și ce trebuie să fac aici? Trebuie să închid și să deschid prima celulă de 3 ori. Stai așa că mă duc și eu să văd despre ce este vorba, frate. Deci mă duc aici, după care o să închid și o să deschid celula de 3 ori. Deci o închid odată. 1, 2, 3. Ok, și am deschis-o iară. Nice. Hai să vedem ce trebuie să fac după aceea. Deci 1, o închide și o deschide de mai multe ori. 2, 3. Au lăsat-o închisă. Bă, stai puțin. O zis să o închid și să o deschid. Deci trebuie să o las închisă. Ok, hai să vedem mai departe. A, după aceea trebuie să mă duc și să deschid ușa asta și să o închid de câte ori? Tot de 3 ori? Stai așa că n-am apucat să număr. Deci se duce aici, intră o dată, iese, 2, 3 și după aceea iese iară, nu? Hai să vedem. Deci trebuie să mergem la ușa asta. Deci 1, 2, 3... Și am ieșit. Ok, hai să vedem mai departe. După care trebuie să iau o armă și să-mi pușc pe cineva.
stai puțin. Deci trebuie să iau arma asta și să-mi puși pe cineva. Îmi pare rău, doamna polițistă, dar așa zice nenea asta cu TikTok să fac bam 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 bam. Ok, am făcut, gata, am tras, gata, am terminat. Hai să vedem ce trebuie să fac mai departe. Băi, o ia de la capăt TikTok-ul. Frate, m-a făcut să fac toate astea pe degeaba. Băi, credeam că se întâmplă ceva. Credeam că e vorba despre un secret, adică scrie aici mare Hack nou pe Brookhaven, serios? Mamă, frate, TikTok-ul acesta a fost 100% țeacă. Îmi pare rău că am făcut toate nebuniile astea pe degeaba. Serios? Holy moly, guacamole. Băi, deci nu pot să cred. Deci avem primul TikTok care este 100% fake. Hai să-l vedem pe următorul. Opa, și avem TikTok-ul cu numărul 2. După cum putem observa, va scrie aici sus locuri ascunse în Brookhaven partea a treia. Deci ne arată un loc ascuns și aparent văd că ne arată acest loc ascuns la magazinul din Brookhaven. Hai să-i dăm cu play să vedem ce se întâmplă. Deci în primul rând trebuie să mergem la magazin, după care trebuie să intru în magazin. Ok. Pot să fac asta, știu unde e magazinul, o să mă duc chiar acum să intru în acesta, o să-mi iau hoverboard-ul, să mă mișc mai repede și am intrat în magazin. După care, ia să vedem ce trebuie să fac. Trebuie să mă duc în spatele magazinului și o să găsesc o ușă. Ok, și există acolo și o scară. Deci trebuie să mă duc pe aici, presupun, și să ies pe aici. Ok, avem scara, nice, deci până acum funcționează, deci TikTok-ul acesta e posibil să fie real. Și hai să vedem unde mă duce această scară. Deci trebuie să mă urc pe scară, stai puțin, și la un moment dat a sărit undeva. Ok, e ca un fel de încăpere secret acolo, deci urcă pe scară, după care sare. Stai ce? Și e o ușă, frate. Ui, și ajunge într-un loc secret. Ce e cu locul ăsta? Stai puțin. Dacă mă urc aici pe scară, nu există ușa aia. Trebuia să fie aici undeva o ușă. Deci mă urcam pe scara aceasta și aici trebuia să fie o ușă undeva. Dar aparent nu e nicio ușă. What? Stai puțin că vreau să încerc să văd dacă pot să mă gliciuiesc eventual cu patul, frate. Ia să vedem, există cumva totuși camera asta secretă și mă pot gliciui cu patul? Ok, cred că e bine și așa. Oh, serios, nu mă pot gliciui pe pat? Ba da, gata, am reușit. Aici e locul de apartamente, băi! Stai puțin, deci nu există această cameră secretă? What? Stai să vedem ce se întâmplă mai departe în TikTok. Că aparent e mai lung TikTok-ul. Băi, și văd că sunt niște benzi din astea, gen cum se pun așa la crime. Ok. A, și coboară pe partea asta la altă. Dar practic acum aici cred că sunt scările de la apartamente. Știi ce? E posibil ca această cameră secretă să fie existat în trecut, frate, într-un alt update. Pentru că arată puțin diferit aici porțiunea aceasta. Adică putem să observăm faptul că sunt scările acolo, însă arată total diferit. Și magazinul e puțin mai în stânga. Ok. E posibil ca toată nebunia asta să fie de fapt dintr-un update mai vechi și atunci să fie existat acea cameră secretă. Am nevoie de ajutorul vostru, hudinașilor, ca să aflu dacă TikTok-ul acesta a fost fake sau nu. Așadar, hudinașilor, aștept acolo părerea voastră în comentarii. Trebuie să aflăm neapărat dacă acest TikTok este adevărat sau dacă este fals. Vă aștept acolo pe toți cu un comentariu forținii, iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade și să nu uitați să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Pa, pa!